A fost haos astăzi la Paris. Un bărbat în vârstă de 69 de ani a deschis focul la întâmplare. Au murit 3 oameni, iar alți 6 au fost răniți. Împușcăturile au avut loc lângă centrul cultural kurd din zona Gării de Ez. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în miezul zilei în centrul capitalei franceze. Bărbatul era înarmat cu un pistol pe care îl ține ascuns și a intrat într-un centru al curzilor și a deschis focul la întâmplare. În urma atacului, 2 oameni au murit pe loc, iar alte 7 au ajuns la spital. După puțin timp, un rănici a pierdut viața în mâinile medicilor. În scurt timp de la atac, forțele speciale de intervenție au reușit să captureze făptașul. Imediat arrêté par les services de la préfecture de police. Les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde. Bărbatul are 69 de ani și este de naționalitate franceză. A fost eliberat recent din închisoare după ce a atacat o tabără de migranți anul trecut. Este cunoscut și pentru numeroase tentative de omor între anii 2016 și 2021. Anchetatorii cred că este vorba despre motivație rasistă. Ça concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes et l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2020. Forțele d'ordine franceze au deschis o anchetă, iar la câteva ore de la atac, curzii au ieșit în stradă să protesteze. Totul a degenerat într-o luptă de stradă.